Salutare și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, paraschiv.ro. Asta dacă ai mai fost pe aici. Dacă ești aici pentru prima oară, sper să rămâi. Așa că apasă butoanele alea de subscribe, share și like și fii la curent cu tot ceea ce fac. Și ca să fii chiar primul care află atunci când mai postez ceva, apasă și clopoțelul ăla mic de notify. M-am tot plâns săptămânile trecute că nu prea am tricouri. Așa că băieții de la Aspazia s-au gândit la mine și mi-au trimis tricoul ăsta absolut deosebit. Care e treaba cu Aspazia? Păi e simplu. Mulți dintre noi avem câte o mătușe preferată. Poate fi cea tradițională care de Crăciun îți făcea cadou un pullover de la împletit sau vreun goblen de la cu nisca avea flori și o vază. Ori poate fi cea modernă care atunci când te certau ai tăi, te scotea la o pizza și un suc și îți mai oferea pe deasupra și o țigară fără să dea din casă. Ei bine, Aspazia poate fi ambele tipuri de mătușe. Și cea modernă și cea care încă mai ține la tradiții. Vei găsi în prăvălia Aspaziei tot felul de bulendre și acareturi. De la tricouri personalizate cu mesaje românești, până la perne și fețe de pernă imprimate cu motive populare care să îți aducă aminte de țara natală și de locurile de baștină. Eu unul mi-am ales tricoul ăsta, pentru că asta mi-aduce mie aminte de ceea ce suntem noi românii cu adevărat, și anume meseriași. Noi românii ne pricepem la orice și suntem meseriași la toate. La politică, la economie, la sport, la medicină, la orice. Ce român știți voi, fie că e avocat, fie că e profesor, fie că e medic, arhitect sau orice profesie ar avea, să nu aibă la el în casă o bormașină, un flex, un ciocan și o șurubelniță. Vă zic eu, nu există. Pentru că de ce dracu să chemi un electrician când poți chiar tu să scoți cablurile alea din tavan, să le legi cum trebuie și să dai drumul la lumină. În rarele ocazii în care să zicem că nu știi tu ce cabluri să scoți, să tai și să îndrepți, sigur ai la tine în bloc un băiat meseriaș care se pricepe. Și vine el că el știe de unde să tragă, să umple, să schimbe, să facă totul să meargă strună, cu micul risc de a tăia lumina în tot cartierul. Dar cu siguranță și pentru problema aia există un alt meseriaș. Ce mare școală îți trebuie să schimbi niște lumini la tine acasă, la altul acasă sau într-un complex de magazine, cum cunosc eu pe cineva care a încercat să facă și a reușit marea performanță de a arde toate luminile din tot complexul. Și atâta școală! N-a fost nicio problemă nici la el, pentru că a venit un alt meseriaș care a spus: dar cine v-a lucrat aici? Și a rezolvat el problema. Băi, acum ca să vă zic sincer, la mine în sat, tata era meseriașul ăla pe care îl chema lumea pentru că se pricepea la orice. De la ridicat o casă, până la înlocuit niscaiva lumini, tras apă, schimba parchet, renovat și așa mai departe. El era omul tău. Ca orice meseriaș care se respectă, atunci când evalua viitoarea lucrare, se întorcea la proprietar și spunea: dar cine v-a lucrat aici? O să mă întrebați de unde știu toate lucrurile astea. Păi e simplu, mă lua și pe mine ca să-l ajut. Taică-miu avea mereu nevoie de ajutor, ca așa e orice meseriaș, mai are nevoie de unul care să-i care sculele, care să-i dea la mână și așa mai departe. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la tatăl meu când vine vorba de meserie este faptul că întotdeauna începi munca cu o pauză bine meritată. Așa că te întorci către proprietar și spui: nu dați și dumneavoastră o cafea? Și gazda, pentru că mereu era omenoasă, îți aducea cafeluța. Și din ce era să bei o cafea mai bine decât dintr-o cană tradițional românească, așa cum e asta, pe care o găsești pe aspazia.co.uk, cu livrări oriunde în UK și în Europa. Am învățat și eu foarte multe de la taică-miu. Am învățat cum să fiu meseriaș, pentru că meseria nu se trece doar prin sânge, ea se și învață de la un alt meseriaș. Și uite așa am reușit să schimb parchetul, să-mi schimb lumini la mine în casă și așa mai departe, fără să trebuiască să chem vreun tâmplar sau vreun electrician ca să-mi rezolve treburile astea. Păi ce, eu nu știu? Mă uit la ăștia aici în țară și văd cum ei învață ani de zile să devină electricieni, tâmplari, instalatori și așa mai departe. Cine are nevoie de toate astea în România? Păi noi cu astea creștem. Ce băiat să fii tu la 7 ani să nu știi să bați un cui în perete? Bine, acum că te riști să dai în cablu de curent, aia e un risc asumat. Ce fată să fii tu să nu știi la 5-6 ani să coși la mașina de cusut? Bine, acum că îți mai împreunezi și 2-3 degete în procesul ăsta, nu e o problemă. Doar n-ai să te duci acum la doctor pentru chestia asta. Te duci la healerul din cartier și te rezolvă el sau ea după caz. Poate o să-ți spuneți unii acum că eu râd de cât de meseriași suntem noi românii. Nici de cum, departe de mine acest gând.
De fapt, dacă mă uit aici în Occident, îi văd pe nebunii ăștia cum acum plătesc mii și mii de euro să-și pună ventuze pe spate, că vezi, domnule, tratament, well-being și așa mai departe. Păi eu când eram răcit, mă duceam la healerul din cartier și îmi punea niște ventuze de numai îmi trebuia răceală 5 ani de frica la ventuze și la vânătăi. Asta cu ventuzele era o chestie atât de populară la mine în sat, încât meseriașul în medicină, sau healerul, era de 3 ori mai vizitat decât dispensarul local. Ce spune asta despre noi ca români? E că ne plac meseriașii, pentru că și noi suntem meseriași. Și nu există meserie pe lumea asta pe care noi să nu putem să o facem dacă vrem. Nu trebuie să și studiem în domeniu. Este în ADN-ul nostru de români să fim meseriași. Și eu sunt un meseriaș. Uitați-vă la mine, habar nu aveam despre YouTube până acum câteva luni, când am început să fac vlogging și uite-te la mine ce mare meseriaș am ajuns. Atât de meseriaș sunt încât săptămâna asta o să fac un big giveaway. Da, da, ați auzit bine, un giveaway. Adică o chestie de aia în care voi nu trebuie să faceți mare lucru și s-ar putea să câștigați ceva. Detaliile pentru giveaway vor fi pe paginile mele de Facebook și Instagram. Între timp, un share, un subscribe și un like la video-ul ăsta chiar m-ar ajuta. Și în speranța că v-a plăcut și de data asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe data viitoare!